Săptămâna trecută au fost depuse documentațiile pentru obținerea autorizațiilor de construire pentru străzile de pământ din municipiu neasfaltate până acum. Noi sperăm că până la sfârșitul lunii martie, colegii de la Urbanism vor elibera aceste autorizații de construire, astfel încât odată cu începutul lunii aprilie să avem o primă întâlnire cu constructorul, să vedem care vor fi primele străzi ce vor fi atacate. Potrivit caietului de sarcini, în urma licitației, obligația acestuia este de a începe lucrările pe 3 loturi concomitent, 3 din cele 5 loturi. Referitor la ordinea în care aceste străzi vor intra în asfaltare, primăria și-a stabilit unele priorități care vor fi sincronizate cu strategia de lucru a constructorului. Sunt zone care au suscitat, să spunem, multe nemulțumiri din partea buzoienilor de-a lungul vremii. Vă dau doar câteva exemple: strada Cercului, Izlazului, totodată iarăși avem foarte multe probleme pe șoseaua Vadu Pașii, drumul de acces spre oborul de vite și cereale, acolo sunt foarte multe probleme și ne-am dorit ca acea stradă să fie atacată cu lucrări cu prioritate, pentru că prin proiectul propus, acolo vrem să avem și o pistă de biciclete, având în vedere refacerea podului de la Vadu Pașii, credem noi că vor fi numeroși cetățeni, fie din Buzău, fie din Vadu Pașii, care vor veni spre oraș cu bicicleta. Firma care a câștigat licitația și-a asumat sarcina de a finaliza asfaltarea tuturor celor 43 de străzi până la sfârșitul acestui an.